Este a doua expoziție la Muzeul de Artă Vizuală pe anul acesta. La prima curator a fost Gheorghe Miron, domnul Gheorghe Miron. La aceasta curator este domnul Gheorghe Miron. Se pare că anul 2021 îi aparține. Expoziția de față este un regal, fără doar și poate. Când mă gândesc, deci Boholțul a început în 2012. Suntem în 2021. An de an s-au adunat valori create de plasticieni sub atenta pavăză a domnului Vasile Joantă. Muzeul de Artă Vizuală în fiecare an a făcut expoziția taberei Boholț. Anul acesta este vorba de o retrospectivă. Deci se prezintă esența a ceea ce s-a creat din 2012 până în 2020. Lucrările vorbesc de la sine. Eu sunt foarte mulțumit de expoziție și l-am felicitat pe domnul Gheorghe Miron și pe domnul Vasile Joantă. Iar acum am să-i dau cuvântul curatorului expoziției, domnul Gheorghe Miron. Bună seara, dragilor! Și bine ați venit la muzeu! De asta dată nu este vorba de o expoziție. Așa mă gândesc eu, așa văd eu lucrurile. Este vorba în această seară despre Vasile Joantă. Aici, în spatele meu, este o lucrare pe care colegul Cornel Corcăcel a executat-o și a dat un titlu Om din Boholț. Om cu o mare M mare. Despre Vasile Joantă discutăm în această seară pentru că, fără dumnealui, și spuneam ceva mai devreme unei doamne, dacă ar fi mai mulți Vasile Joantă, mamă ce bine ar fi pentru artiști. Fără dumnealui, această expoziție pe care o vedeți acum pe pereți și care înseamnă o parte din lucrările obținute în cele 9 ediții desfășurate până acest moment, pentru mine, această expoziție a însemnat, de când mă știu muzeograf, cea mai grea expoziție. Vă imaginați 40 de artiști așezați într-un spațiu ca acesta? Iată-i pe pereți. Am încercat din fiecare bucățică de perete, din fiecare zonă din perete, să fac o poveste. L-am așezat pe domnul Joantă aici, față în față cu oamenii de la el din sat. Oamenii aceștia pe care, dacă îi cunoști, îi înțelegi. Numai așa, numai stând de vorbă cu ei, ai să poți să înțelegi ce înseamnă Boholț. Boholțul este un colț din rai. Dacă raiul există, acolo e un colțișor. Eu, atunci când am fost prima dată în Boholț, am fost atât de impresionat de multitudinea subiectelor care puteau fi pictate, oriunde te uitai, găseai un subiect. Oriunde te uitai, alt subiect. Și vă povestesc un picuț așa, e o întâmplare. Pe un deal, dealul care duce către Troița satului, pictam singur, imaginați-vă un deal plin cu flori de câmp, iarbă mare așa, m-am întins frumos cu fața în sus și am zis, Doamne, dacă vei vrea să vii să mă iei, de aici să mă iei, nu din altă parte, de aici. În aceea zi, pictând cu o pensulă cu coadă neagră, la capăt fiind roșu, un fluture s-a așezat acolo. Am zis, Dumnezeule, m-a auzit. N-a vrut să ne ia în anul acela, dar în anul următor o întâmplare drăguță. Am fost într-o călătorie, domnul Joantă ne plimba, ne făcea câte un traseu așa și ne-am dus cu un tractor cu remorcă până la o stână, unde am mâncat un berbecuț și bulz și am băut niște beri și niște alea și era să murim cu toții. Și am zis, Doamne, nu ne lua de aici. Mai lasă-ne inițial că avem de pictat. Tare frumos. Tot ce s-a întâmplat în Boholț. Faptul că în fiecare seară stăteam la foișor
și depăneam amintirile din ziua aceea. Nu toată lumea e vorbăreață, nu toată lumea participă la discuțiile acelea, dar unii chiar îți dădeau impresia că sunt de când lumea într-un dialog plastic. Ei, dacă câștigurile pe care eu le-am obținut acolo, faptul că am lucrat în fiecare an, timp de 3 ani, doar 3 ediții, așa ne-a spus domnul Joanta de la început, 3 ediții, punct. Parcă m-ar fi luat și în a patra, dar o să merg anul ăsta, promit. Toate aceste discuții care s-au creat, eu am înțeles foarte multe lucruri de la colegii cu care am fost în edițiile de tabără. Mie mi-a plăcut foarte tare. Repet, cred că și colegii mei, unii dintre ei sunt aici în sală și probabil o să-i vedeți la un moment dat. Cred că și ei sunt de aceeași părere cu mine că experimentul Probohols, că omul Vasile Joanta înseamnă enorm pentru un artist plastic. Domnule Joanta, încă o dată mă înclin în fața dumneavoastră și mărturisesc că sunt îndrăgostit, mi-ar fi plăcut să-mi fiți tată, poate nu-i târziu nici acum, dar vreau, îmi doresc din tot sufletul să fiți sănătos și dacă e posibil să mai duceți de aici înainte ani mulți această minune care se numește Probohols, să o perpetuați și poate că nu vă opriți la ediția 10. Vă mulțumesc! M-a incitat prietenul nostru. Vasile, eu te invidiez, ți-o spun clar. Ai ceea ce se cheamă rădăcină. Oameni buni, îmi vine să lăcrimeți. Uitați-vă la chipurile acelea minunate. Cum acolo încep să se încovoaie spre pământ. Uitați-vă la case. Cum se încovoaie, cum coboară în pământ. Această legătură minunată a omului cu pământul, am descoperit-o la Boholz. Îți mulțumesc, Vasile. Și noi mulțumim. Mulțumesc frumos pentru toate cuvintele spuse. Nu le merit eu pe toate, dar le primesc cu drag. Mulțumesc. Înainte de a vă spune câteva cuvinte, aș vrea să... Poate că n-ați citit toți artiștii care sunt, ale căror lucrări sunt expuse. O să încerc eu să vă citesc o listă. E un pic plictisitoare, dar merită ca să auziți, să știți cine sunt cei care au lucrat minunile de pe Simeze. Domnul Lucian Bicigean din Năsăud, Marina Mântescu Isac din București, Tudor Meiloiu din București, Dragoș Minculescu din Ploiești, Gavril Moncenco din București, domnul Raul Popa din Galați, domnul Teodor Vișan, despre care trebuie să vă spun că în bună măsură începutul taberei s-a datorat și dânsului. Dânsul mi-a fost sfătuitor atunci și m-a ajutat în multe ediții. Domnul Liviu Adrian Sandu, care a pregătit practic toate materialele de print, invitații, cataloge, în toate edițiile pe care le-am avut. Sculptorul Alexandru Mântescu, Dumnezeu să-l odihnească, a murit la 36 de ani, din București. Ion Aurel Gârjoabă din Curtea de Argeș, Cornelia Victoria Dedu din București, Mihai Cozovanu din Iași, Corneliu Drăgan Târgoviște din București, domnul Gheorghe Miron, nu pot să vă din Galați, dar nu vă mai spun că la toate expozițiile dânsul a fost vioara întâi la
l-a aranjat expoziția, domnul Ioan Oratie din București, domnul Constantin Daradici și dânsul a plecat dintre noi, Dumnezeu să-l odihnească, doamna Iulia Cândea Daradici, Serge Vasilendiuc din Polonia, Basarabean din Polonia, Marius Drohomireschi din Polonia, Corina Preda Perianu din București, Petre Chirea din București, Barbara Ceapiga Drohomireska din Polonia, Irina Panțiru din Galați, Cornel Corcăcel e aici din Galați, Lucian Prună în București, domnul Denis Brânzei n-a putut veni, e din Galați, îl știți, Mișa Diaconu din București, dar gălățeancă, domnul Ion Chiriac din București, domnul Sava David din Galați, Irina Șelaru, studentă la Cluj, acum în Anglia, tot gălățeancă, Sebastian Ștefan, student la Cluj, gălățean, Ioana Galesca din Polonia, domnul Valeriu Șușnea din Buzău, imediat. Domnul Mihai Chiseliță din Cluj, domnul Sterică Bădălan, cunoașteți, din Galați, domnul Ion Croitor Brădescu, boholțean, adoptat și a lăsat casa din Brașov, a cumpărat un ambolt și lucrează în lemn în Boholț. Ana Sic din Polonia și fetele care n-au expus aici, dar au fost în tabără, Denisa Andreius, Maranda Mânduc și Olimpia Corcăcel. Vă rog să-i aplaudați. Acum o să vă spun, o să încerc să spun și eu câteva cuvinte. Cum am spus mereu, eu nu mă prea pricep la vorbe, dar încerc să găsesc prin dicționar câte ceva. Mai întâi aș vrea să mulțumesc conducerii muzeului care cu generozitate ne găzduiește de 8 ani, numai prima ediție n-am avut-o la muzeu aici. Așa că vă mulțumesc mult de tot, domnul director, mulțumesc personalului, mulțumesc domnului Miron încă o dată pentru ajutorul care mi-l dă. Aș mai avea de menționat, am vorbit de domnul Teodor Vișan, am vorbit de domnul Liviu Adrian Sandu, am uitat iarăși un ajutor, domnul Raul Popa, care la fiecare ediție m-a ajutat cu procurarea materialelor de lucru pentru pictori. Și în final mulțumesc artiștilor tuturor care au participat, care sunt aici și care n-au putut veni, cum se zice, din binecuvântate pricini. Și mulțumesc dumneavoastră că ați venit. Doar câteva cuvinte despre tabără. Mă gândeam de mult la o astfel de treabă. Am avut o profesoară de desen care a încercat să mă viruseze și un coleg de serviciu ani de zile, domnul Traian Iliescu, unul din mari colecționari de aici din România, nu mai trăiește nici dânsul, care m-a îmbolnăvit de-a dreptul. M-a îmbolnăvit prin 80 și de atunci m-am tot gândit cum să alătur două lucruri. Dorința de a mă implica cumva, de a aduna, să nu zic colecționa artă și prezentarea legată de satul meu. Un sat mic, de 200 de gazde cel mult, dar care are, am primit acum 3 ani, 4, 700 de ani de atestare documentară, iar școala din sat, anul trecut, am primit 255 de ani, continuu, cu o întrerupere în timpul, în regimul trecut de vreo 3-4 ani. Toate edițiile au decurs așa cum domnul Mirun, mai multă lume, mai puține, așa cum v-a povestit domnul Mirun, pentru mine important era să-i văd că lucrează, că le place, că se simt bine și mai ales să-i aud cum discută seara. Steam într-un colț așa ca un șoricel să ascult cum și ce discută despre ceea ce fac în timpul zilei, despre artă în general. Așa că eu sunt
mai bogat, dacă pot să zic, de, cu ce am învățat de la dânsii, aproape mai mult decât bogățiile care le vedeți pe pereți și care nu reprezintă decât circa 30% din totalul lucrărilor din timpul taberelor. Anul ăsta a fost mai mult o jumătate de tabără, pentru că știți condițiile în care s-a trecut anul. Au venit doar 3 polonezi, n-aveam cum să-i mai trimit acasă și au lucrat. Anul acesta, 21, și nu vă mai plictisesc, o să fie a 10-a ediție, sper să o putem, organiza, chiar dacă o organizăm din bucățele, să fie mai puțini artiști în fiecare etapă. Și va fi a 10-a ediție. Întâmplător va fi și o ediție dintr-un an când eu o să trebuie să mă învăț cu un prefix schimbat. De două ori, da, 40 de două ori. Mulțumesc. Încă o dată vă mulțumesc că ați venit. Sper să vă placă, să vă bucurați de ceea ce vedeți. Eu sunt îndatorat tuturor că ați venit astă seară. Mulțumesc frumos! Mulțumim, domnule Joantă, și să ne vedem la a 20-a ediție.